Tensiune, tensiune, te rog să-ți cazi ca prin minune. Eu îți promit să mănânc sănătos, tu să faci bine, să o iei în jos. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care găsești informații de calitate, corecte și clar explicate pe limba ta și, desigur, validate medical. Așadar și prin urmare venim în întâmpinare cu dieta ideală în hipertensiunea arterială. Așa ni s-a spus, așa am băgat la tărtăcuță. Dacă avem tensiunea mare, ne lepădăm de sare și de alimentele procesate, de toate. Ideea e că o dietă sănătoasă pentru inimă înseamnă mai mult decât să reduci aportul de sodiu. Cum zice un cardiolog de la Columbia University Irving Medical Center, pentru reducerea tensiunii arteriale trebuie să lupți pe trei fronturi. Să te ții de tratamentul prescris de medic, să ai o dietă bogată în alimente cu conținut ridicat de calciu, magneziu, potasiu, proteine și fibre și să faci mișcare în mod regulat. Să-ți iei pastilele și să ai o rutină de exerciții fizice de intensitate moderată sunt recomandări pentru care nu ai nevoie de explicații suplimentare. Lucrurile sunt clare. În schimb, ce ține de sfaturile alimentare cere exemplificare. Am aflat de curând și uite, ne-am grăbit să spunem și ție că există chiar și o dietă special concepută să ajute la controlul tensiunii arteriale, dietă care pune accentul pe consumul de fructe, legume, lactate cu conținut scăzut în grăsimi și alte alimente bogate în fibre. Dieta se numește DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. M-am murdărit de engleză la gură. Și timp de 6 sau 7 ani consecutiv a fost considerată cea mai sănătoasă dietă din lume și cu cele mai mari șanse de a deveni un stil de viață, pentru că nu este excesiv de restrictivă. Și chiar dacă principalul scop al acestei diete este de a reduce presiunea sanguină și nivelul colesterolului, s-a constatat că accelerează metabolismul și ca urmare ajută și la scăderea ponderală. Hai să spun care sunt cele 17 alimente pe care poți și este chiar foarte bine să le consumi dacă ești hipertensiv. Iaurt cu un conținut redus de grăsimi. Produsele lactate, în general, cu conținut scăzut de grăsimi, sunt o sursă excelentă de calciu, care este unul dintre principalii compuși necesari în combaterea tensiunii arteriale crescute. Iaurt poți să consumi simplu, amestecat cu cereale, nuci, migdale sau fructe proaspete, în special fructe de pădure, iei de la gura ursului, ori cu bețișoare de legume precum morcovi, ardei sau țelină. Banane. Bananele sunt bogate în potasiu, una singură conținând aproape 10% din doza zilnică recomandată. Ei, nu face socoteala că trebuie să mănânci în fiecare zi câte 10 banane ca să atingi 100%, că nu ești maimuță. Bananele sunt de asemenea bogate și în fibre. Asta așa ca să știi. Poți pune banane în smoothie sau în deserturi pentru că dau gust dulce și nu mai folosești zahăr. Fructe de pădure. Toate fructele pădurii, dar în special afinele, sunt recunoscute că au capacitatea de a ajuta la creșterea fluxului sanguin și, în consecință, la scăderea semnificativă a tensiunii arteriale, a presiunii din artere. Le pui în smoothie ăla îndulcit cu banană sau un iaurt, ori le mănânci așa pur și simplu. Auzi, până nu uit, vezi că îți lăsăm un link spre un video în care Lucică îți spune care sunt noile valori ale tensiunii normale revizuite de specialiști cu ceva timp în urmă. Frunze verzi, salata, spanacul, rucola și varza, toate sunt surse bune de potasiu, crude sau sub formă de salate în mod ideal, ori adăugate în sandvișuri. Spanac merge să pui și în omletă, ai încercat? Sfeclă, ca și afinele, dar mult mai ieftină. Sfecla are un conținut ridicat de oxid nitric, iar acesta poate reduce tensiunea sistolică. Aia, prima valoare, să zicem 140 cu 90 mm coloană de mercur. 140 este tensiunea sistolică, da? Ca să iei din sfeclă tot ce este bun, e bine să o consumi crudă, rasă, sub formă de salată sau de suc. Te avertizez să nu te sperii de culoarea pe care o avea urina. Vei putea să o alinți. Rubina. Usturoi. Atât de bun este usturoiul pentru scăderea tensiunii datorită alicinei pe care o conține, încât a ajuns și în farmacii sub formă de capsule care conțin extract. Da, vai, ce să mă mai fac? Capsule de ce să iei dacă poți mânca mușdei? Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Ce ai? Te aleargă graba? Stai că n-am închis taraba. Nu se încheie misiunea până nu scade tensiunea.
pune pe listă, ia și notează și alte alimente care contează. Cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în potasiu, magneziu și fibre, toate cu rol esențial în reducerea tensiunii arteriale. Mai bine copți decât prăjiți. Și cu nițel mușdei stropiți. Ovăz. Cerealele integrale, bogate în fibre, în special fulgii de ovăz, sunt trecute pe panoul de onoare la scăderea riscului de boli cardiovasculare. Ia de exemplu cu iaurt și cu banane. Doamne. Pește gras. Varianta scumpă, somonul. Varianta accesibilă, macroul. Ambele specii conțin acizi grași omega-3, care reduc inflamația și ajută la scăderea tensiunii arteriale. Pui pe bucată ierburi aromatice, stropești cu puțin ulei de măsline și la cuptor cu tine. Avocado are tot ce trebuie. Calciu, magneziu și potasiu. Un singur fruct de avocado conține un sfert din cantitatea de potasiu de care are nevoie organismul zilnic. Îl poți mânca pe pâine prăjită sau în salate. Dacă ai și alte idei sau rețete secrete, împărtășește cu noi, lasă-le în comentarii. Ardei gras roșu. Ardeiul gras roșu ajută la reducerea tensiunii arteriale crescute cu sprijinul potasiului și a vitaminei A pe care le conține. Pe lângă fibre și vitamina C, ia și roade, omule! Brocoli. Toate legumele crucifere sunt apreciate pentru contribuția la scăderea tensiunii și sănătatea inimii, dar boschetelui ăsta de brocoli numai monument nu i s-a ridicat. Așa că dacă ai hipertensiune, pune-l pe lista legumelor bune. Fistic. S-a dovedit că fisticul scade tensiunea arterială prin reducerea presiunii din vasele de sânge. Îl poți consuma adăugat în salate, în cerealele pentru micul dejun sau ca gustare între mese. Atenție! Important este să fie fistic fără sare. Fără sare. Semințe de dovleac. La fel ca în cazul fisticului, fără sare. Semințele de dovleac sunt bogate în magneziu și zinc, ambele minerale având contribuție la scăderea tensiunii arteriale. Și uleiul de semințe de dovleac este o opțiune. Piersici și nectarine. Exact ca și bananele, o piersică sau o nectarină mare conține 10% din doza zilnică recomandată de potasiu. Și cum potasiul ajută la echilibrarea nivelului apei în organism și la eliminarea excesului de sodiu, bineînțeles că te încurajăm să consumi aceste fructe. Kiwi. Niște cercetători de la Spitalul Universitar din Oslo au studiat și concluzionat 3 kiwi pe zi scad semnificativ tensiunea arterială. Acum să zic și altceva. Nu există fructe sau legume care să te vindece miraculos de hipertensiune, însă consumul tuturor celor enumerate, includerea lor în dietă este de mare ajutor. Și în final, desertul așteptat. Ciocolată neagră! Bucură-te cu măsură de bunătate de ciocolată, pentru că flavonoizii din cantitatea mare de cacao pe care o conține sunt și buni, îți fac și bine. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Până tensiunea se stabilizează, dă click pe clopoțel și te abonează. Aici la noi lumea primește informații, dar se și distrează. Inimă cu ochi ca mura și ca trandafirul gura, nu-mi da dragostea de-a dura, că-i păcat. Închide că am terminat.